trebuie să vă spunem că ieri ne-am despărțit de o femeie absolut fabuloasă, un cuplu absolut superb. El, Andrei Ionescu, este cel care a fost catalizatorul carierei unei actrițe minunate. El a fost cel care, în calitate de actor al Teatrului Național și om de teatru, a făcut-o pe Ileana Stana Ionescu să înflorească și să iubim în atâtea și atâtea roluri. Dar rolul Ilenei Stana Ionescu, de care ne-am despărțit ieri și o iubim și o vom iubi în continuare în viața Alexandrei Vilniciuc, o să-l aflăm chiar acum. Zi. Filme, așa, seriale, teatru TV, că era omniprezentă. De fiecare dată, și mai cu seamă în micile sketch-uri pe care le avea cu Mișu Fotino. Da. De mic mă întrebam, dar de ce nu o cheamă și Fotino? Eu având impresia că dânsa... Un fel de cu Arșinel, te gândeai. Da, eu aveam impresia că e de fapt căsătorită cu Mișu Fotino. Așa am trăit cu o lungă perioadă de timp cu impresia că doamna Ileana Stana Ionescu de fapt era cuplată cu domnul Mișu Fotino. Ileana, după aceea am aflat că de fapt avea o căsnicie extraordinară. Un absolut super. Alexandra, o secundă să vedem de câteva secunde de omagiu din partea noastră. Alexandra? Of, draga de ea, Dumnezeu să o odihnească. Știi, în momente din astea nici nu știi ce ai de spus, pentru că lucrurile sunt evidente. Ceea ce cred că trebuie să facem noi toți și e de datoria noastră este să le păstrăm memoria vie. Și poate că acum mulți din cei care îi știau numele vor fi curioși să-i vadă opera, să o vadă pe Ileana Stana Ionescu. Eu nu am avut șansa să joc cu ea, dar ne-am întâlnit de foarte multe ori în relații amicale, la alți actori acasă, la alți regizori în case. Ne întâlneam la Ioana Cantuniari, Dumnezeu să o ierte, care și ea a fost o scenografă care a lucrat mult cu Geo Saizescu. Era o familie frumoasă, așa, a lumii artistice, care știa să se bucure de reușitele celorlalți. Cred că noi asta pierdem din vedere și mi-aș dori mult ca această generație, din care fac și eu parte, care vine din urmă, mi-aș dori să avem puterea să ne constituim într-o gardă de actori talentați care să poată înlocui generația care pleacă. Știi? Suntem mult prea individualiști și uităm să ne bucurăm de succesul colegului. Ei făceau acest lucru. Poate că nu se iubeau în viața privată. Nu toți, dar se bucurau de succesele celorlalți. Mai mult decât atât, le considerau o provocare pentru ei înșiși. Adică nu spuneau, lasă-l pe ăla, nu mă interesează, eu asta sunt important. Să fie mai bun. Exact, îi făcea, era o competiție profesională frumoasă între ei. Iar Ileana Stana avea o vitalitate specială, avea un dinamism interior extraordinar, avea puterea să râdă și când îi era greu. Și o făcea cu tot sufletul. Știa în mod clar să facă haz de necaz și avea o energie debordantă, iar ceea ce spuneai apropo de viața ei alături de domnul Andrei, e de învățat, mai ales discreția lor. Așa. Ei nu au fost un cuplu care să se expună, care să... și eu de fiecare dată sufăr când trebuie să apar lângă Șerban, pentru că nu ne place să ne expunem așa viața. Ei au știut să se protejeze, să se ocrotească unul pe celălalt, să se respecte unul pe celălalt și, într-adevăr, mai rar întâlnit ca bărbatul care făcea aceeași profesie cu Ileana Stana să fie cel care face un pas înapoi lăsând-o pe ea să strălucească. N-a avut orgoliu ăla prostesc, cumva, că el trebuie să fie pilonul principal al familiei. A lăsat-o pe ea și a susținut-o din umbră permanent. E adevărat. Am avut ocazia, unde am mai lucrat împreună cu actrița Bianca Sârbu, să mergem acasă la Ileana Stana Ionescu și la Andrei Ionescu, undeva lângă București, spre Pipera, o căsuță care era potopită de faptul că nu era gata cartierul, și acolo avea un cămin absolut extraordinar cu foarte multă căldură și mi-au povestit acolo în curte, n-au mă fost
fost multe interviuri cu doamna Stana, Ileana Stana Ionescu, pentru că a înțeles doamna Ionescu la un moment dat să iasă atunci când lumea trebuia să o țină minte așa cum o vedeți în aceste secvențe. Exact. S-a retras cu multă discreție și cu suferință, pentru că și-ar fi dorit să mai rămână pe scenă, își iubea publicul enorm, dar într-adevăr a știut să se retragă cu decență, cu discreție și a știut să-și accepte vârsta. Ceea ce e foarte frumos. Și o să vedem acum câteva secvențe din interviurile pe care le-am luat la această emisiune acestui cuplu minunat. Pe de altă parte, am reținut atunci de fiecare dată când am vorbit cu ei, cum doamna Ileana Stana Ionescu venea și spunea, el, Andrei, este cel care, în momentul în care nu știam cum să abordez rolul, venea și îmi spunea, fă așa, fă așa, fă așa. Deci, o mare parte din secretul succesului și a valorii doamnei Ileana Stana Ionescu a stat în felul în care acasă soțul a fost soț, așa partener, antrenor, exact. Și sfătuitor. O relație fabuloasă și dorim multă sănătate domnului Andrei Ionescu, care are o vârstă venerabilă, spectaculoasă, da, și care are nevoie de ajutor. Știu că băiatul lor urma să vină acum, el fiind plecat în străinătate, și cu siguranță că trebuie să aibă grijă, că acea casă pe care o construit-o va fi foarte goală. Știi, m-a întrebat cineva astăzi dacă am vorbit cu domnul Andrei și am spus nu. Ce să-i spun acum? Am să-l sun atunci când toți îl vor uita și când sigur va avea nevoie de cineva să-i mângâie sufletul. Așa este. Hai să vedem câteva secvențe din interviurile noastre. E, sigur că mi-e dor, imens dor, pentru că teatrul a însemnat pentru mine viața, cum se spune, existența. Nu-mi e greu să povestesc, pentru că se simte lucrul ăsta în momentul în care mă manifest că este o chestie făcută din bucurie, din plăcere. Și? Ați dat timpul înapoi să urcați din nou pe scenă, să auziți ropotele de aplauze din partea telespectatorilor, partea acestui. Păi acum nu prea am unde să mă duc. Nu, m-aș nu duce. Cred că mai este cazul. Suntem totuși la o vârstă în care trebuie să-i lăsăm pe cei tineri să ne ia locul. Da. Cu sănătatea cum sunteți? Destul de bine. Destul de bine pentru vârsta noastră. Nu mai dor oasele, că ne aducem aminte că avem oase. Nu știu cine a pus atâtea oase în trup, dar în general cred că bine, atâta vreme că putem merge în picioare și nu avem nevoie de medic deocamdată. Suntem mulțumiți cu cât suntem de sănătoși. La mulți ani, dragul meu! Dragostea mea! Ei, auziți? Auziți dragostea mea? Da, sigur că da. Noi nu ne mai formalizăm acum la vârsta asta, totuși. Dar am avut astăzi și niște musafiri, niște nepoți și strănepoți și strănepoți, cu care am depădat amintiri din familie și asta a fost, ca să zic așa, sărbătoarea noastră. Pe urmă, doamna care are grijă de noi aici mi-a făcut un cadou, o pernă albastră frumoasă și m-am bucurat foarte mult. Da. Domnule Andrei, mi-ați spus că au venit rudele la dumneavoastră. Câți ani are cel mai mare strănepot și cel mai mic nepot? Cel mai mare strănepot, strănepot, deci, are cam 40 de ani. Și nepotul are 71 de ani și stră-stră-nepoata noastră încă n-a sosit, dar a fost aici. Important este că între noi este o relație, între noi, și vorbesc și de soțul meu, o relație atât de bună și de strânsă și de frumoasă, încât mi-e și greu să vă descriu. Băiatul este cu minte, este bun, da, este înțelegător, este tot ce vreți, m-ați înțeles. Ea este ca mamele, probabil, n-am fost mamă, dar ca mamele cred că ea simte nevoia să-l prindă în brațe, să-l pipe. Mie mi-e suficient că vorbesc cu el la telefon
și mi-e chiar suficient. Îl simt lângă mine și discutăm și glumim și stăm câte o oră jumate la telefon. De vorbă, ea însă simte nevoia să-l prinde de mână, să-l ia, să aibă în brațe. Să-l simt cum respiră. E foarte greu de explicat și greu de realizat pentru dumneavoastră care mă ascultați. Noi nuntă n-am făcut. Ne-am cunoscut, deci eram colegi de întâmplător. Piesa noastră în care jucam atunci era lipsea interpreta principală, Molière, Școala Femeilor, și trebuia o interpretă imediat. Și s-au gândit la Ileana. Au încercat-o și a ieșit cu brio. Și așa eu eram Horațiu, cel care o răpea, și așa ne-am cunoscut, așa am ajuns să fim și soț și soție, după ce ea m-a cerut în căsătorie. Doamna Ionescu, a fost dragoste la prima vedere? Nu. Nu știu cum, dacă a fost dragoste la prima vedere, dar știu că mi-a făcut o mare bucurie toată relația și tot timpul am avut senzația unei împliniri totale. Știi? Ceea ce e foarte important. Foarte important. Cred că nu există declarație mai bună de final decât da. Asta. Au avut norocul să se întâlnească, știi? Și tocmai asta cred că e de apreciat și de aplaudat, că nu s-au dat niciodată exemplu celorlalți. Și-au trăit povestea lor frumos, în niște parametri normali, pentru că despre normalitate era vorba. Și în abordarea lor a cuplului și în abordarea lor ca profesie. Da, au construit o poveste frumoasă care cred că a durat peste 60 de ani. Peste 65 de ani. Da, da. Și ar fi total nedrept din partea noastră și o trufie cumva să spunem, da, domne, așa era pe vremuri. Nu e adevărat. Vremurile alea noi ni le creăm. Noi suntem cei care determinăm vremurile în care trăim. Iar ei au știut să-și protejeze această relație frumoasă. Așa este, da. Domnul Ionescu, așa cum îl vedeți și este neschimbat, împlinește în acest an superba vârstă de 96 de ani. Să-i dea Dumnezeu sănătate și putere. Un fenomen din punct de vedere al vitalității, îl vedeți, el este cel care a ocrotit-o în acești ani în care ea devenise mult mai fragilă. Exact. Actriță care juca, venea la emisiune și spunea, am 7-8 spectacole, juca și la un moment dat a condus-o. Sigur că a simțit tristețea de ca la final doamna Stana, Ileana Stana Ionescu nu și-a luat la revedere, adio de la... dar poate este un la revedere, se vor întâlni curând, dar doamna Ileana Staionescu trecuse prin niște etape de deteriorare și a fost greu. Dar ceea ce au dar el i-a fost stâlp, da, în toată această perioadă și eu nu știu ca el să se fi plâns vreodată de da, situația ei și de felul în care într-adevăr se deteriora văzând cu ochii. Dar a stat acolo și a susținut-o și a îmbărbătat-o și... Pe doamna Ileana Stana Ionescu, cel puțin în imaginea asta absolut transformată și greu de crezut că e doamna Ileana Stana Ionescu, pentru mine rămâne memorabil în rolul Froilei, unică în interpretare, nu va fi nici măcar Olga Tudorache n-a reușit, din punctul meu de vedere, să o egaleze în interpretarea Froilei din Gaițele. Pentru mine e memorabilă. Da, a făcut multe roluri mari, dar știi cum e? Actorii aceștia despre care noi tot vorbim și care pleacă unul câte unul, nici nu mai contează rolurile pe care le-au făcut, ci personalitatea puternică pe care au avut-o, felul în care au lăsat o amprentă în noi înșine. Știi, am spus de fiecare dată și din păcate voi repeta că am ales profesia asta datorită lor. Altfel, poate că aș fi făcut altceva în viață, mintea m-ar fi ajutat. Dar am vrut să fac această meserie ca să preiau puțin din minunea aia pe care ei mi-au oferit-o când eu eram în sală și ei pe scenă. Datorită lor sunt aici eu și sunt convinsă că mulți din colegii mei.
Îi mulțumim foarte mult, doamna Ileana Stana Ionescu, și pentru prietenie, simplitate, sinceritate. Și viața de bucurie prin fiecare apariție pe care am avut-o. Și ne-a făcut să zâmbim. Absolut. Așa trebuie să o conducem pe ultimul drum. Zâmbindu-i și mulțumindu-i pentru tot ce a lăsat în urmă și să-i promitem că nu o vom uita. Nu o vom uita. Mulțumim grupului nostru că există Cine Maraton și putem să vedem foarte multe așa filme. Este. Astfel încât o puteți admira pe Ileana Stana Ionescu. O poveste foarte frumoasă, un om cu sinceritatea, cu deschiderea, cu talentul și cu bucuria aceasta de a dărui, așa cum ați văzut. Împreună Alexandra, Mircea, Adriana, îi mulțumim doamnei Stana Ionescu. Viața însă merge mai departe. Avem în fața noastră o sărbătorită.